Pe toată perioada stării de alertă, o serie de documente medicale a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri își vor pierde valabilitatea la sfârșitul lunii martie. Astfel va fi necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente. Acest lucru nu poate decât să ne bucure, deoarece pacienții au nevoie de o reevaluare a stării de sănătate. Pentru unii starea de sănătate s-a îmbunătățit, pentru alții nu. Din acest motiv se impune emiterea unor noi documente medicale, pentru unii se impune intrarea pe noi protocoale terapeutice. Sunt o serie de documente pe care bolnavii nu au avut posibilitatea să o prelungească în ambulatoriile de specialitate, majoritatea dintre ele închise în perioada stărilor de urgență și alertă generate de pandemia de COVID-19. Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive care se depun sau se transmit la Casa de Asigurări de Sănătate și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive. Medicii de familie văd cu ochi buni această schimbare, însă îndeamnă pacienții să facă programări în prealabil pentru a nu pune presiune pe cabinetele individuale. Trebuie să le spunem pacienților că îi așteptăm cu drag, o să-i consultăm, dar nimic nu va mai fi cum a fost. Cerem probabil din partea lor nu foarte mult, ci un pic de toleranță și de îngăduință, în sensul că vor trebui să-și facă o programare, deci nu o să, și asta nu neapărat pentru noi, cred că e foarte bine și pentru dânșii, să încerce să vină la ora la care sunt programați și să încerce să sune, să se programeze, să înțeleagă că nu se poate în momentul ăla, dacă este cineva înăuntru sau dacă avem programați, pentru că nu o să putem să punem copii bolnavi cu pacienți sănătoși și care fac monitorizarea. Astfel, fiecare pacient va primi în urma unui consult documentele medicale necesare odată cu 1 aprilie, în urma unor reevaluări. O să le dăm biletele de trimitere pentru monitorizare, o să le dăm analize. Pentru cei care nu și-au făcut controlele medic-specialist, o să le dăm să și le reînnoiască, în măsura în care și acolo vor trebui programați. Dacă nu, o să facem ceea ce facem întotdeauna, o să reevaluăm, o să le dăm noi, o să-i vedem la domiciliu, pentru că o să înceapă și chestia asta să fie mai acerbă decât a fost. Doctorii ne-au primit, s-au făcut atunci listele de așteptare la medicii specialiști și nu în perioadă, cum să zic, cum era înainte, foarte mulți. Am fost, datorită restricției cu coronavirusul, mai puține persoane, cu distanțarea și cu, cum să vă spun eu, cu măsurile care s-au impus, dar toți care au fost și au avut nevoie au mers la specialist. Și știu oameni care aveau nevoie de îngrijiri medicale și n-au putut din cauza că spitalul era suport COVID și nu putea primi altfel de bolnav decât cei de COVID. A fost greu pentru ei. Foarte greu, foarte greu, mai ales că ați văzut rata de îmbolnăvire destul de mare și na. Multe dintre boli s-au agravat, poate că n-au avut acces. Poate că da, poate că da, poate și asta. Dar eu sper curând să intrăm în normal. Nu, pentru că am mers constant. Adică nu, chiar dacă a fost starea de alertă, tot am mers. Sunt mulți cei care au rămas cu aceleași documente și au mers la medicul de familie să le prescrie rețete pe aceeași scrisoare, dar poate starea, evoluția sănătății s-a modificat în bine sau în rău, spre exemplu. Da, nu știu să vă spun. Deci eu, una personal, n-am avut probleme. Au fost probabil unele piedici la un moment dat, dar părerea mea este că totuși oamenii au fost tratați cum trebuie. Chiar dacă a fost perioada aceasta grea. A fost pe tot globul, așa că nu facem noi ceva separat de ceilalți. Proiectul de act normativ, care cuprinde totalitatea modificărilor și completărilor reglementărilor din sistemul de sănătate, care vor intra în vigoare cu data de 1 aprilie, se află pe circuitul de avizare intern-instituțională. Apoi se așteaptă avizul Guvernului.